fără bani pentru salarii și fără bani pentru plata utilităților. Este situația în care riscă să ajungă mai multe primării comunale din Prahova după noua formulă de repartizare a banilor de la guvern. Astfel s-a luat de la comunele mari și s-a dat la cele mici pentru a le încuraja să se dezvolte. E un proiect pilot în care s-a încercat să se ajute localitățile mici pentru a putea și ele să progreseze și asta nu-i rău, asta o spunem că este chiar foarte bine. Guvernul a dat, guvernul a luat. Pe lista neagră de comune vitregite se află mai multe localități din Prahova, printre care și Telega. Ne confruntăm cu o situație foarte grea. Pot să vă spun că în ultimii 16 ani Telega nu s-a confruntat cu o situație ca aceasta de acum. Formula de repartizare a bugetului a fost total greșită față de localitățile cu peste 5.000 de locuitori. Ce să vă spun? Fondurile de salarizare sunt numai până în luna iulie. Salariile la profesori nu vor putea fi date, nici chiar în primărie. În Telega nu mai rămân fonduri nici pentru reparațiile de drumuri sau pentru lucrările de consolidare împotriva alunecărilor de teren. În plus, o altă povară financiară a comunei este un credit ce are o rată lunară de 50.000 de lei. Noi am făcut demersuri la guvern și în întâlnirile care le-am avut cu ministrul dezvoltării. A spus că s-ar da bani la rectificarea din semestru 2. Dar până la a se da, trăim totuși în stres pentru că nu știm cum vom funcționa. Am făcut niște demersuri și la nouul ministru și secretarul de stat care se ocupă de buget. Nu avem încă un răspuns, dar sperăm că promisiunile care ne-a făcut fostul ministru al finanțelor să mențin că altfel nu este în regulă. Primăriile s-au mai confruntat până acum cu bugete insuficiente, însă niciodată n-au rămas fără bani atât de devreme la jumătatea anului. Dacă rectificarea din iulie nu le va acoperi cheltuielile, atunci primărilor nu le va mai rămâne altceva de făcut decât să intre în faliment.